Bună seara, dragi prieteni, sunt Gina Bonta și bine ați venit la emisiunea Bine pentru tineri la Radio de Bine. Primăvara mi-a adus în studio doi invitați drăguți, care în primul și în primul rând vreau să îi recompensez pentru că au acceptat invitația de a veni în emisiune cu câte un mărțișor. Un mărțișor plin de prețuire pentru invitații mei, Denis și Darius Dobraniș, campionii bistrițeni la Go. Mulțumim frumos, Gina, și am venit și noi pregătiți și îți oferim un buchet de flori. Mulțumesc! O primăvară frumoasă îți dorim și mulțumim frumos pentru invitație. Mulțumesc foarte frumos, băieți! Mă bucur enorm de mult că ați acceptat invitația mea de a veni în emisiune. De foarte mult timp vă urmăresc și vă apreciez rezultatele mai mult decât deosebite. Vreau să-mi spuneți de unde jocul de Go și ce presupune acest joc? Bun, am să încep eu prin a-ți prezenta ce înseamnă jocul de Go. Da. Jocul de Go este un joc originar din Asia, mai exact din China. În Asia este considerat un sport de masă, jucat cu preponderență în trei țări asiatice, China, Coreea de Sud și Japonia. S-ar spune că este cel mai vechi joc din lume, dar ce este cert este că este cel mai complex. Asta ne spun ultimele studii și dezvoltarea inteligenței artificiale ne-a demonstrat faptul că Go este printre cele mai complexe jocuri din lume. După cum am adus și aici, avem o tablă de Go, avem piese negre, piese albe. Pentru necunoscători, jocul de Go este asemănător, da, este asemănător șahului. Doar că există două mari diferențe. După cum putem observa, tabla de Go este mult mai mare, sunt 19 linii ori 19. Și nu avem pionii cu regina, regele. Și nu avem pion special. Toate piesele sunt la fel? Da, toate piesele au aceeași valoare. Vorbim despre o valoare unitară a pieselor. Astfel, contează mult mai mult strategia și tacticile pe care le impui pe tabla de joc. Începem cu tabla de joc fiind liberă, fiind teritoriul ce urmează a fi disputat de către cei doi adversari, iar odată ce se pun piese pe tablă, începem să avem confruntări, începem să avem teritorii. Astfel, scopul jocului este de a înconjura o zonă mai mare de tablă, o zonă de tablă mult mai mare decât a adversarului. Am înțeles. Și atunci jocul este câștigat în momentul în care ai cucerit mai mult teren? Da, în momentul în care ai cucerit mai mult teren, la fel ca în război, ca în economie, ca peste tot, cel care ocupă mai mult este învingător. Și voi reușiți să cuceriți destul de mult teren, după cum ați demonstrat deja. Spuneți-mi cum ați ajuns să jucați Go. De ce nu șah? De ce nu volei, handbal, fotbal? Nu știu. De ce acest joc? Povestea este foarte interesantă, cu toate că Go nu este popular în România sau în țările europene. Domnul Vârtic, care a fost primul nostru profesor de Go, preda la diferite școli din Bistrița, ca oră opțională, Go-ul. Eu am fost fascinat la vârsta la de 8 ani. La ce școală? La școala Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu? Da, am fost atât din clasele primare până la liceu, la Liviu Rebreanu. Am învățat acest joc și m-a fascinat încă din primele ore. Am vrut să fac mai mult și astfel am mers la Palatul Copiilor din Bistrița, unde domnul Vârtic ținea ore extra pentru copiii interesați de acest joc. Între timp, Denis, la doar 4 ani... La doar 4 ani? Da, la 4 ani... Adică când era la grădiniță? Când era la grădiniță, venea foarte mult cu bunica să mă ia de la cursurile de Go și la un moment dat s-a pus întrebarea de ce nu l-am lăsat și pe Denis să se joace. Pentru că avea 4 ani. Da, dar în ciuda vârstei părea foarte interesat și absorbit.
L-am lăsat să joace și Denis încă de la 4 ani a început să practice acest joc, iar la vârsta de doar 5 ani a reușit să câștige și primul titlu național la junior. La vârsta de doar 5 ani. Denis, eu știu că ești un modest exagerat și că nu îți place să ieși în evidență cu rezultatele tale, dar sunt de-a dreptul remarcabile. La vârsta de doar 5 ani ai reușit să câștigi acest titlu? Da. Da. Spune-ne câteva lucruri despre tine. Păi, mai exact... Cine e Denis Dobraniș? Sunt o persoană foarte modestă, sunt... Mi-ai demonstrat asta. Da, foarte... Și mie și ascultătorilor noștri, cu siguranță. Da, sunt o persoană foarte logică, îmi place foarte mult matematica, logica, de asta am ales și Go-ul. Go-ul este un joc foarte... este de strategie, ceea ce mă fascinează destul de tare. Și da, deocamdată... Este interesant oricum primul tău contact cu jocul de Go. Totuși, cred că era o joacă pentru tine. Adică, cu siguranță, nu te gândeai tu atunci că o să fii campion. Nu cred că nimeni, nici părinții voștri, nu cred că se gândeau la acest lucru. Și totuși, mai am o întrebare, cum de s-au gândit părinții voștri să vă ducă la Go și repentul la alte sporturi obișnuite, să zic așa, că parcă e neobișnuit așa acest joc. Da, părinții noștri au fost foarte mirați de noua mea pasiune de la vremea aceea, la fel ca și alți părinți care probabil se uită acum la noi, nu știu ce înseamnă Go-ul. Dar în ciuda acestui lucru m-au lăsat și chiar m-au susținut să îl practic, iar mai apoi, în momentul în care am reușit să trecem de nivelul local, să mergem la competiții naționale și mai apoi internaționale. Tocmai asta vreau să vă întreb, la următoarea întrebare. Care este parcursul de la jucător la campion? Că mie mi se pare că pentru voi a fost un singur pas, nu au fost pași mărunți. Cred că ați făcut un singur pas și ați ajuns direct campioni. Vorba vine, nu a fost un simplu pas, au fost foarte mulți pași mărunți care s-au capitalizat într-un singur pas. Da. Da, odată ce am mers în afara țării la competiții internaționale și am ajuns să avem contact cu comunitatea de Go și să vedem de fapt amploarea acestui joc, în momentul acela și părinții mei au înțeles că au făcut o decizie bună să ne susțină și să mergem în cele mai îndepărtate locuri ale lumii pentru a juca acest joc, pentru a participa la competiții și pentru a ne antrena. Aș vrea să menționez despre jocul de Go că face parte din cultura asiatică, în special în cele trei țări menționate. Acolo este un sport național. Există școli specializate doar pe Go, pentru că se consideră că acei copii care ajung să facă Go și mai apoi să ajungă la un nivel, la cel mai mare nivel de profesioniști, se vor descurca în toate, se vor descurca în general în viață datorită lucrurilor pe care Go-ul îi învață. Go-ul te poate dezvolta în multiple moduri, pe partea de logică, pe partea de gândire, pe partea de strategie, dar în special pe partea și îți dezvoltă capacitatea de a lua decizii. În Go facem decizii. Fiecare partidă înseamnă o serie de decizii care într-un final se vor reflecta asupra rezultatului final. Și cred că asta ar fi un motiv pentru care aș sugera oricărei persoane sau oricărui părinte să își îndrume copiii sau cel puțin să le arate și la Bistrița este cineva, tot domnul Virgil, de care mi-ați spus, care se ocupă? Domnul Vârtic Teodor, da. Ok. Momentan, în condițiile actuale pandemice, am înțeles că s-a asistat activitatea de la patul copilor, dar din ce am înțeles, ar vrea să continue, să reînceapă. Dar în același timp și noi avem clubul nostru, clubul Atsumi. Antrenăm, momentan avem doi copii pe care îi antrenăm și participăm cu ei în competiții. Adică sunteți voi formatori pentru... Da, eu mi-am asumat, și Denis mă ajută. Am luat copii care au fost inițial formați de domnul Vârtic și noi
am ales să-i ducem mai departe. Bravo. Și cel mai probabil vom începe și cu cursuri pentru începători. Chiar în primăvara asta, dacă totul merge conform planului, vom începe și cu grupe de începători. Foarte, foarte frumos! Ce să zic, mă surprindeți, băieți! Spuneți-mi, cum este o confruntare de Go? După cum spuneam, o partidă începe cu tabla goală. Fiecare jucător mută mutări pentru a-și dezvolta teritoriile. Dar, evident... Toate aceste mutări trebuie să aibă o logică. Da, trebuie să aibă o logică. Trebuie să își formeze anumite poziții pe tablă. Dar, desigur, că apar confruntările. Tu, ca jucător, cum trebuie să te comporți cu adversarul tău? Depinde de stil, dar la întrebarea cum trebuie să te comporți din punct de vedere etic, din nou, există o puternică istorie culturală a jocului. De fapt, Nea s-a promovat ca un joc de disciplină și de respect pentru cel cu care joci. Uh-huh. Există un anumit cod al bunelor maniere în momentul în care joci o partidă, deoarece este considerat un joc, sau cel puțin în trecut era considerat un joc de nobili. Astfel, tu trebuie să ai respect pentru adversarul tău, să respecti o anumită conduită. Dar evident, pe tablă, în lupte și în strategie, acolo nu există reguli, atât evident regulile jocului, dar ca tactici, strategii, trebuie să îți impui stilul și evident să poți anticipa mutările adversarului. Când spuneai de faptul că trebuie să îți impui stilul, mă gândesc la elevii pe care îi formați voi acum, cum le șlefuiți stilul, vă dați seama, o să ajungă să joace poate cu voi, să vă ia titlul de campion. Cred că ar fi o bucurie imensă faptul că îi vedeți pe ei cum câștigă alte competiții. Puteți spune câți ani de practică se află în spatele acestor reușite? Dar, Denis? Având în vedere că acum am 18 ani, și începând de la vârsta de 4 ani, total încă mă fascinează când îl aud de la vârsta de 4 ani. Tu știi că la grădinițe copii modelează, pictează, tu erai da, cântat și eu, de aceste activități atunci. Modelam și pictam. Ești numai... sigur că făceai și da, asta? Da, da, numai că am axat mai mult pe Go și... La da. 4 ani el știa exact pe ce trebuie să se axeze. Da. Bravo, Denis. Da. În total sunt câte... În total sunt 14 ani de activitate pentru amândoi. Pentru amândoi? Da. Am început eu la 8 ani, Denis la 4 ani și continuăm să evoluăm și să participăm și să ne dezvoltăm pe partea asta. Da, la momentul acela pentru Denis probabil era o joacă. Da, cred că era. Dar se vedea faptul că are talent și de foarte multe ori mergeam la competiții internaționale și Denis își punea încă două perne pe scaun ca să poată să ajungă la tablă să joace. Iar cei din față lui erau stupefiați de faptul că la 5 ani joacă la un nivel considerabil, la un nivel de joc considerabil. M-ați cucerit, ce să zic. Lumea se uită la noi, avem comentarii de la Lia Hara, extraordinari acești tineri, felicitări și mult succes mai departe. Mulțumim frumos. Domnul Adrian, la fel ca și mine, au zis că la 4 ani modela, picta, avea cu totul și cu totul alte activități, Denis, nu să învețe să joace. Mi-l imaginez așa cum se uita el la această tablă și cum a reușit să prindă strategia, nu știu, mi se pare de-a dreptul. Știu că la un moment dat mergeam la competiții în Europa unde ne întâlneam cu asiatici. Acolo e chiar face parte din cultura lor și din modul lor de a învăța copiii, învață de la vârsta lui să joace. Denis a avut un parcurs asemănător ca unui copil care studiază să devină profesionist în Asia. Și veneam și erau stupefiați de faptul că un copil european ajunge ca la o vârstă atât de fragedă să joace așa bine. Să înțeleg că competiția este cu un jucător de aceeași vârstă sau cum este ales adversarul? Depinde. De obicei, dacă ne referim la campionatele naționale, ele sunt pe categorii de vârstă.
În cazul lui Denis, el a trecut și de aceste categorii de vârstă, pentru că, de exemplu, în anul 2020, el a fost concomitent campion național al României pe toate categoriile de vârstă, cât și campion la junior și toate subcategoriile. Referindu-mă la acele partide internaționale, de obicei nu sunt limite de vârstă. Denis, nu știu, cred că a avut la 5 ani cel mai bătrân oponent, undeva la 70 și ceva de ani. Poftim! Și era o discrepanță totală, dar foarte frumos. Câtă asta... experiență avea acel om la vârsta de 70 de ani? Da. În comparație cu Denis. Ai avut un jucător care să fie de o vârstă măcar apropiată cu tine, că de 4 ani cred că nu ai mai avut alt jucător. Da, au existat și există în momentul de față jucători care... Mm-hmm. Evident, la nivel european sau în special la nivel de Asia sunt jucători cu o tărie la fel de apropiată ca a lui Denis. Și evident că la un moment dat tot vei întâmpina un jucător foarte, foarte bun. Am înțeles. Mai avem un comentariu frumos. Felicitări, băieți! Mult succes pe viitor! Avem încredere că o să puneți România pe podium, ca de obicei. Lenuța Olariu, care este și colega lui Denis. Da. Colegii de clasă îl apreciază pe acesta și știu cât de modest este. Chiar îmi spuneau fetele în momentul în care le-am zis că o să l-am invitat în emisiune pe Denis. Și am zis, nu cred că o să vină. Și am zis, ba da, o să vină, o să vedeți, fiți cu ochii pe noi. Denisa Sidor, felicitări, toată aprecierea. Toată lumea vă apreciază și toată lumea are motive să vă aprecieze pentru că sunteți campioni. Mulțumesc. Spuneți-mi frumos. Dacă vă amintiți în ce condiții ați câștigat primul titlu. Sincer, nu, chiar nu-mi aduc aminte exact pentru că eram de mic, adică la vârsta de 5 ani. Da, nu pot acum să-mi aduc exact aminte, dar ce știu exact e că în momentul în care am câștigat titlul, am jucat cu multă plăcere partidele pe care le-am câștigat și am simțit destul de bine pentru că... Da, ca și copil, în același timp m-am și distrat, m-am bucurat. De... Pentru tine era o joacă, fii serios, acum nu... Nu. Fii serios și recunoaște că era o joacă pentru tine la acel moment. Iar pentru tine, Darius, că Eu am simțit că a fost rezultatul unui efort și al unui antrenament intens. Mi-am dorit foarte mult să câștig primul titlu. Și dacă nu greșesc, este un titlu de campion național școlar. În timp ce Denis se juca, da. Tu simțeai deja competiția și îți doreai acel titlu, încât el nu știa că de fapt acolo ajunge. Da, cel puțin știu, îmi amintesc foarte bine. Aș putea spune și în care zonă din partida am reușit să câștig lupta aceea. E o bucurie mereu și evident de la acel titlu mai departe nu pot spune neapărat că a fost ușor. Noi tratăm aceste locuri și titluri raportat la ceea ce jucăm și la cât de mult ne dezvoltăm. Probabil în momentul, dacă de exemplu ne gândim la un titlu pierdut, ne gândim la ce am fi putut face mai bine ca data viitoare să evoluăm. Întotdeauna ne gândim la ce am fi putut face mai bine și repunem partida, rediscutăm secvențe, sunt momente în care eu cu Denis discutăm, mai știi acum câțiva ani când ai jucat campionatul ăla și ai câștigat sau ai pierdut și mai știi secvența aia, că acolo trebuia să joci așa și acolo așa. Vă rămâne așa în memorie? Da. Vizualizați fiecare partidă după ce s-a încheiat? Da, o vizualizăm, o comentăm cu adversarul, mai apoi o comentăm eventual cu un profesionist sau cu cineva mult mai bun decât noi. Despre asta este gol, despre a te autodezvolta. De aceea titlul sau rezultatul, titlul sau... locul pe care este rezultatul este ceea ce vine pe lângă faptul că tu ai ajuns la o anumită tărie de joc, faptul că ai putut să duci partida aia
locul sau titlul sau felicitările sunt doar rezultatul. Care a fost sentimentul în momentul în care ai văzut că ai luat acel titlu? Evident, ca orice am fost extrem de bucuros, dar în același timp a fost împlinit că la acea partidă m-am putut capacita, m-am putut stăpâni să o câștig. Pentru că în Go, de foarte multe ori, mai ales dacă vorbim de ranguri apropiate, nu contează neapărat ceea ce știi, ci cum reacționezi în partida respectivă, cum îți construiești formele, ce decizii iei. Îmi menționam și la început, e vorba de decizii. Eu cel puțin, după o partidă strânsă sau în urma căreia am câștigat un titlu, m-am gândit, am fost foarte mulțumit de ceea ce am decis în momentele acelea. Și de cele mai multe ori nu e ușor, pentru că trebuie să iei decizii și trebuie să iei decizii într-un timp scurt, da, și să știi că acele decizii depind de partida și rezultatul tău. Se întâmplă să regreți o mișcare? Da, de foarte multe ori. Goal este un joc... Denis dă din cap. Da, evident. Goal este un joc psihologic. Ajungi cel puțin după o partidă de 4-5 ore într-o competiție, ajungi să fii obosit. Cât durează o competiție? Da, 4-5 ore cel puțin la nivelul nostru. Depinde foarte mult și de timpul stabilit la acea competiție. Există competiții cu timp deci mai scurt. Este pe timp. Este pe timp, da, ca la șah. Asta vreau să zic că după efortul mental depus într-o partidă de 4-5 ore te simți obosit din toate punctele de vedere, chiar și fizic. Pentru că te consumă. De aceea spun că pe partea psihologică ajungi să regreți anumite mutări și după ani de zile și să te gândești și să repui partida respectivă. Se poate întâmpla să jucați în echipă sau este doar un joc individual? În anumite contexte se poate juca în echipă, dar nu vorbim despre un joc jucat în echipă, ci despre mai multe jocuri jucate simultan între două echipe. Am înțeles. Fiecare joacă individual, dar fac parte dintr-o echipă, iar rezultatul final se ia în funcție de echipă. Uh-huh. La momentul actual, noi activăm în echipa națională a României, unde sunt 4 mese, da. Și jucăm împotriva mai multor țări din Europa și în același timp Denis și în echipa națională de juniori. Deci Denis este în echipa națională de junior, dar joacă cu seniorii, cu adulții? Denis este în ambele echipe, și în echipa națională de junior și în cea națională de adulți, datorită nivelului său foarte puternic de joc. Și mai mult decât atât, am fost invitat și de către un club din Berlin și jucăm în Bundesliga a Go-ului. În Liga Germană de Go. Jucăm pentru un club din Berlin. Să înțeleg că nu oricine poate să intre în această ligă. Probabil că poate, dar noi suntem într-o echipă destul de respectată. Avansată. La nivelul Germaniei. Chiar vom promova în Liga 1. E aproximativ ca la fotbal, ne-au invitat să jucăm pentru ei, ne-am acceptat și deja de vreo 4 ani de zile jucăm pentru ei. Înțeles. Sunt fete care joacă Go? Sunt și fete care joacă Go. Din păcate, avem... proporțional sunt foarte puține, dar se încearcă promovarea acestui joc și în rândul persoanelor de sex feminin. Îmi spuneai de echipe, avem și anumite concursuri de perechi. Chiar acum la începutul anului am reușit să fiu locul 2 la campionatul național de perechi, alături de Daria Meseșan. Astfel există și un campionat național de Go doar pentru fete. Doar pentru fete. De ce este doar pentru feminin? Fete? Pentru a promova. Pentru că sunt foarte puține. Da, din păcate. Mm-hmm. Am înțeles. Titlul pe care voi l-ați câștigat a contribuit la motivația voastră de a avansa și mai mult?
Da. Da, a contribuit, dar în același timp, după cum spuneam, e vorba de proces. Ne bucurăm foarte mult de ceea ce înseamnă a evolua ca tărie și ca joc pe tablă, dar evident că orice titlu sau orice câștig te motivează să mergi mai departe, să descoperi mai multe. În același timp, un aspect important, și asta am învățat foarte mult în călătorile noastre în Asia, acolo ei consideră pierderea ca pe un mod de a evolua. Și ei au eșecurile sau o partidă pierdută ca pe un pas înainte. Deci nu neapărat o victorie, un pas înainte, ci mai mult... mai mult un eșec să fie mai mult un eșec, pentru că stai să analizezi ceea ce nu ai făcut bine și cum ai putea îmbunătăți chestia asta pe viitor. Se potrivește din sloganul din greșeli înveți. Da, și cred că înveți mai mult, sincer. De aceea fiecare câștig sau fiecare titlu trebuie luat cu o doză de seriozitate. Ne bucurăm, dar știm că trebuie să muncim în continuare cel puțin pentru a ne menține, dacă nu pentru a evolua și mai mult. Vă antrenați odată la o perioadă de timp sau cum? Odată pe săptămână, odată... La cât timp vă antrenați? De mai multe ori pe săptămână. Facem în general... facem ore particulare cu un profesor din Coreea de Sud, un jucător foarte puternic, care acum câțiva ani, de exemplu, la congresele europene de Go, băteau chiar și cei mai de top profesioniști din Europa. Și da, ne antrenăm cu el, eu cel puțin de minim 2 ori pe săptămână, adică două ore. Două ședințe. Și depinde de timpul pe care mai avem după școală, după activitățile de relaxare, mai jucăm partide între noi sau pe servere asiatice, servere pe internet cu asiatici. Mai analizăm partidele pe care le jucăm cu inteligența artificială. Mai sunt problemele de Go, probleme de... e puțin ambigu. Ce... Problemele de Go sunt altceva în afară de tabla de Go? Da, sunt probleme ca la, logice, matematică, ca la matematică, logice, sunt poziții pe tablă care trebuie rezolvate, okay, un deci tot... verdict pentru unul sau celălalt. Da, am vrut să adaug pe lângă ce a zis Denis, că Go-ul face parte din viața noastră de zi cu zi. Chiar dacă noi nu simțim neapărat că ne antrenăm, nu știu, intrăm să jucăm o partidă sau ne uităm la o partidă de profesioniști care s-a jucat recent și a fost live pe internet, ne uităm la materiale, studiem foarte mult. Go-ul este despre a studia foarte mult individual. Antrenorii au un rol... ca un fel de mentori. Ideea e, sau cel puțin eu cred că baza stă în studiul individual al jocului, pentru că trebuie să vezi ceea ce ai greșit sau să analizezi tu. Ține foarte mult de cât reușești să înțelegi din ceea ce se întâmplă pe tablă. De aceea facem și comparația cu Denis, care juca la 5 ani cu o persoană de 70 de ani, care evident că avea probabil mai multă experiență decât Denis. Dar Go-ul este pe nivele. Poți începe să joci Go și te poți opri la un anumit nivel. Se spune sau că poți să depășești toate sau poți să depășești toate nivele. Da. A demonstrat Denis. Se spune că îți ia 10 minute să înveți regulile și îți ia o viață să ajungi să master it. Poți juca o viață întreagă și să nu treci de un anumit nivel. Sau poți în câțiva ani să ajungi, nu știu, un nivel foarte aproape de profesionist. Ține de cum ajungi să înțelegi acest joc. Și de aici a fost și dificultatea inteligenței artificiale de a reuși să stăpânească acest joc și încă nu reușește. Dovadă că jocul de Go încă rămâne în picioare în fața tehnologiei și a tuturor,
Nu există mutări perfecte, nu există un jucător de nebătut. Apropo de mutări, există posibilitatea să, nu știu, să cucerești jumătate din tabla asta pe care o văd eu în față și după să pierzi tot? Adică când crezi că de fapt ai câștigat, când ai deja 4 ore și mai ai jumătate de oră de jucat, să pierzi tot? Adică poate să meargă jocul până acolo? Da, poate. Și în urma unor decizii nefericite să ajungi să pierzi tot. De aceea foarte mult jocul de Go se aseamănă cu viața reală, unde trebuie să iei decizii și să-ți asumi consecințele deciziilor pe care le iei. Mă gândesc acum cât de cumpătați sunteți în viața reală când luați o decizie. Încercăm să luăm aceleași decizii ca pe tabla de Go. De ce e foarte important pentru copii să înveți acest joc și să îl experimenteze? Probabil primul lucru, și de aceea Denis a fost un caz excepțional, cel puțin la nivelul copiilor din România, Denis a reușit să accepte faptul că poate pierde pe tabla de Go. Fiind un joc care te influențează foarte mult psihologic, atingi un anumit nivel de frustrare în momentul în care pierzi sau când vezi că aproape s-a terminat partida, ai făcut o decizie nefericită și s-a dus totul. Denis a înțeles că trebuie și să piardă. Să-ți asumi pierderea și să treci mai departe. Da. De aceea eu cred că te disciplinează acest joc. Sunt mai mult decât convins și eu de acest lucru. Denis, pentru tine e o perioadă destul de aglomerată, pentru că ești elev în clasa 12-a, pe lângă pregătirea pentru examenul care imediat vă bate la ușă. Îți permite timpul să te antrenezi chiar de 2 ori pe săptămână? Vezi ca, nu știu, ca niște meditații pe care le iei sau pentru tine te relaxează în momentul în care intri și joci Go, renunți la BAC și la perioada care urmează? Lecțiile, antrenamentul pe care îl fac acasă în general e ca o relaxare, adică am avut o zi grea, m-am gândit foarte mult la foarte multe chestii, mă duc și mă concentrez la tabla de Go și automat uit de ce am avut, sau în cazul în care am nu știu, ceva repede de făcut sau sunt foarte stresat, intru pe tabla de Go, mă antrenez și în același timp uit de stres. În același timp. Și da. Ce părere au profesorii tăi despre tine? Te înțeleg? Că nu știu, bănuiesc că presupune și să absentezi uneori de la școală, nu? În momentul în care plecați în altă țară la un campionat sau... Sunt înțelegători cu tine? Da, sunt chiar foarte înțelegători. De exemplu, săptămâna viitoare avem campionatul european de junior care se va ține în Praga. Am discutat cu profesorii și n-au avut nicio problemă cu chestia asta. Ești mândria școlii până la urmă. Adică, reprezint România, sunt chiar reprezentatul oficial al României la categoria sub 20 de ani. Cum ar fi ca pe tine reprezentantul României să nu te lase profesorii să participi la acest campionat? Nu ar putea fi posibil. De obicei ne-am înțeles foarte bine cu profesorii și au înțeles faptul că noi facem niște activități extra pe lângă școală și au înțeles faptul că facem la un nivel de performanță. Și da, au fost momente când am plecat, nu știu, până în Asia sau am stat nu știu câte săptămâni la un camp de pregătire. Evident că au înțeles, dar în același timp am avut și noi rezultate bune care să le demonstreze faptul că nu absentăm școala, ci facem și ceva pe lângă și ne ținem de ambele. Da. Ați reușit să mențineți balanța într-un perfect echilibru din ceea ce îmi spuneți voi. Da. Spuneți-mi care sunt cele mai importante, că sunt convinsă că sunt foarte multe premii și titluri, care sunt cele mai importante pentru voi? Pentru mine, unul dintre cele mai importante premii, cele mai importante titluri, unul a fost titlul de campion european la categoria sub 12 ani în anul 2015. Totodată, un alt
titlul a fost cel de acum 2 ani, din 2020, titlul de campion național la categoria adulți. Și recent, chiar anul trecut, am reprezentat România la campionatul mondial de go la categoria adulți, unde am luat locul 15. Și totodată am mai participat de două ori la campionatele mondiale, de două ori participat la campionatele mondiale de juniori, o dată la sub 12 ani și o dată la sub 16 ani. Prea multe premii, Denis, pentru tine. E greu și să le mai ții minte, nu mai ai cum. Trebuie să-ți iei o asistentă care să-ți țină minte așa toate premiile. Ce zici de lucrul ăsta? Facem un casting la Radio de Bine? Pentru o asistentă? Da, de acord. De acord? Da, de acord. Ok, atunci votăm. O să vă anunțăm când o să fie castingul pentru asistenta lui Denis. Dar o să vedem, tu ai nevoie de asistentă sau Eu am să mă rezum la spune că și eu când am fost junior, la sub 12 ani am reușit să iau locul 9 la campionatele mondiale de juniori. Iar printre rezultatele recente, am fost campion național la tineret din 2019 până în 2021. În 2021 am fost campion național la seniori. Și evident și eu și Denis avem multiple titluri de campion național. Nu știu, amândoi avem peste 10 titluri de campion național adunate de-a lungul timpului. Și tot felul de participări în afara țării. Denis, de exemplu, a avut foarte multe rezultate bune și în Asia. Acolo a reușit să câștige, a uitat să menționeze, un festival local din Coreea de Sud, de Go. Au fost foarte uimiți coreenii de performanța și tăria lui Denis. Mai ales că un european a venit și a bătut la, în ghilimele, propriul lor joc. Oricum ei nu i-au apreciat foarte mult asta, nu au avut sentimente negative. De asemenea, au fost numeroase participări cu succes la competiții internaționale din diferite țări ale lumii, Thailanda, Malaysia, Japonia, Coreea de Sud, astea în special în Asia. Puteți spune niște adversari, sau știu dacă pot numi neapărat adversari, niște persoane străine sau chiar de la noi din România cu care ați jucat? Tu, Denis, cred că ai avut inclusiv online în direct o confruntare? În anul 2018 am fost în Japonia la televiziunea națională de Go. Cei din Japonia, oamenii din Japonia au televiziune, de televiziune. Chiar pentru Go. Exclusiv pentru Go. Și am jucat o partidă demonstrativă cu un talent al Japoniei, al goului japonez. O fetiță care la vârsta de doar 14 ani a ajuns să fie profesionistă. Partida s-a terminat surprinzător, foarte rar în Go, s-a terminat la egalitate, ceea ce e aproape imposibil pe tabla de Go. Deoarece, în general, regulile nu... Deci pentru tine și imposibilul a fost posibil și la egalitate să termin. Normal, e foarte complicat să ajungi la astfel de rezultat pentru că regulile golului nu prea permit egalitatea. Întotdeauna există un câștigător sau un pierzător. Un câștigător și un pierzător. Am înțeles. Da. E de menționat că anul trecut Denis a fost la campionatele mondiale de adulți care s-au ținut în Vladivostok, în Rusia. Și acolo am mai făcut o surpriză cu un jucător legendar și o să las pe chiar Denis. Chiar asta urma să vă întreb. Un nume pe care ați reușit să-l învingeți, să câștigați partida de joc. Un nume mare, să zic, o persoană care... la o vârstă înaintată, a reușit să aibă de asemenea rezultate frumoase sau deosebite chiar. Da, deci anul trecut, cum a spus Darius, la campionatele mondiale am avut o rundă cu reprezentantul Argentinei, reprezentantul respectiv este o legendă a Argentinei,
chiar a lumii, deoarece la un moment dat în cariera lui de Go, la competiții, a ajuns să bată și cel mai puternic rang al Go-ului. A bătut, nici nu știu, cred că 9 Dan. 9 Dan Pro e maximul pe care poți să-l atingi. Bateria maximă pe care o poți atinge în jocul de Go. Și pe Argentina îl cheamă Fernando Aguilar. Da. A fost o surpriză pentru toată lumea faptul că Denis a câștigat acea partidă. Surprins. Inclusiv eu am fost surprins. Inclusiv tu ai fost surprins de ce? Nu m-am așteptat. Știind cât de puternic este acest jucător. Ce să zic? Felicitări, băieți! Nu am mai cuvinte de laudă pentru voi, dar spuneți-mi cum priviți o competiție care nu se termină tot timpul în favoarea voastră, că bănuiesc că mai există și astfel de situații. Da, au existat foarte multe competiții în care am pierdut destul de rău. Și îmi spui asta cu zâmbetul pe poze. Păi, da, pentru că am învățat din concursurile alea, am învățat faptul că trebuie să mă antrenez mai mult, să fiu mai liniștit. De exemplu, în unele faze eram foarte stresat și din cauza asta luam decizii foarte proaste, care nu mă avantajau absolut deloc. Și da, uneori se întâmpla să pierd cu jucători cu un rang foarte scăzut față de al meu. Uh-huh. Dar, da, pe moment evident a fost o dezamăgire foarte mare să pierd la un astfel de rang, dar am învățat din chestia asta. Am învățat să-mi gestionez emoțiile, inclusiv dezamăgirea. Dacă ai o dezamăgire, după următoarea dezamăgire e mai... nu e așa dură față de prima. Este mai lină, așa, da. Așa căderea. Iar pentru tine? Da, la fel ca Denis, noi de obicei am trăit emoțiile astea împreună, pentru că am fost mereu împreună și am și reușit să ne susținem unul pe celălalt, dar în același timp, când a fost cazul, am și dat o bară împreună. Am împreună. Da. Și la bine și la greu. Da, și la bine și la greu. Chiar dacă, să spunem, am reușit să obținem anumite titluri, da, există eșecuri și nu sunt puține, dar cred că alea ne-au împins înainte. Și, da, cum am spus, în momentul în care pierzi în Go, atunci evoluezi cel mai mult. În special dacă știi să te uiți la ceea ce ai jucat, la ceea ce ai simțit și... să te judeci pe tine, să ajungi să cauți înăuntrul tău care a fost motivul sau dacă îl identifici, să lucrezi. Puteți pe partea aceea. Spune care sunt cei mai importanți factori care au contribuit la performanța voastră? Evident, determinarea, pasiunea pentru acest joc, pentru că dacă nu ești pasionat și dacă nu te atrage, nu aș fi atât de drastic, dar îmi permis să zic că nu poți juca acest joc. Chiar dacă poți învăța foarte ușor regulile, consider că nu este pentru toată lumea. Trebuie să ai anumit nivel de răbdare și un pic de atracție de partea asta logică, strategică. Factorii pe lângă aceștia au fost evident și suportul părinților, care trebuie menționat. Faptul că părinții noștri au ajuns să fie... foarte suportivi în ceea ce facem și să călătorească cu noi și să ne ajute să cunoaștem ce înseamnă lumea Go-ului pe plan internațional și chiar mondial. Părinții voștri au făcut chiar o alegere bună, da, încă de la început, când v-au îndrumat spre acest... Da, chiar au înțeles ce înseamnă acest joc. Asta cred că e foarte important din perspectiva unui părinte. Să vezi beneficiile Go-ului și cum îți dezvoltă copilul, chiar dacă nu ai niște rezultate imediate. Adică jocul nu poate livra ceva concret. Nu o să-l vezi, nu știu, dezvoltat fizic pe copilul tău, dar îi putea observa în timp, în performanțele lui școlare, în modul de gândire... și, evident, în capacitatea de a lua decizii, în cum se autogestionează.
Am zis pasiunea, determinarea părinții și evident ține și de consecvență. E adevărat, jocul de Go și odată ce ajungi la un nivel foarte greu, ajungi să-l pierzi, pentru că înseamnă că tu ai descuiat anumite portițe care erau închise. Și nivelul se conservă de cele mai multe ori, dar fără consecvențe și fără studiu, joc, probleme, asta le spun și elevilor mei, dar asta evident îmi spun și mie și încerc să mă țin cam fiecare zi să încerc să-mi pun mintea la contribuție, pentru că doar astfel pot evolua. Foarte, foarte frumos. Urmează o competiție într-o perioadă apropiată pentru voi? Da, chiar da. Sâmbătă. După cum am spus și Denis, vom pleca la campionatele europene de la Praga, campionatele europene de juniori. Sâmbătă vom pleca la un camp care se ține înainte de competiție, cu 3 zile înainte, unde vom studia și vom intra în atmosfera de concurs, urmând ca de joi Denis, că eu nu mai sunt junior, să înceapă să da, joace. Merg și îl susție. Merg și îl susțin și chiar studiez, pentru că încă sunt activ, chiar dacă nu particip la campionatele de juniori. Ce să zic, felicitări băieți și noi vă ținem pumnii de acasă să mă anunțați cu ce titlu vă întoarceți. Vreau să mai îmi spuneți cine este Denis Dobraniș și Darius Dobraniș în afara jocului de Go. În timpul liber, că aveți și voi timp liber, bănuiesc, nu? Evident. o să zic un pic... O să zic un pic mai mult. Chiar când am început să practic Go, totodată părinții noștri ne-au dus să practicăm dansul sportiv. Ce frumos! Și dansul sportiv l-am făcut de performanță. Da? L-am practicat aproximativ 10 ani. După m-am lăsat din motive... Obiective. Și acum de 2 ani și jumătate practic tenisul de câmp. Foarte, foarte interesant. Da, am dus amândoi o viață care a fost foarte mult axată pe performanță, în special pe cele două sporturi pe care le-am dus concomitent, Go-ul și dansul sportiv. Eu încă practic dans sportiv, evident din motive obiective, acum a fost o pauză cu pandemia și cu toate aceste condiții, dar continui să practic și să știi că este foarte mult timp liber, contează cum îl folosești și cum îl gestionezi. Chiar dacă întrebarea asta ne pune toată lumea, cum ai timp și de aia și de aia, contează doar să-l gestionezi. Eu consider că încă avem timp liber și că probabil nu de cele mai multe ori îl folosim eficient. Și da, pe lângă Go, practic dansul sportiv de performanță. Deci tu încă îl mai practici acum? Da, eu încă îl practic și în același timp sunt și student la două mastere. Nu știu cum va ajunge vouă timpul să faceți atât de multe lucruri. Două mastere în ce domeniu? Două mastere la Universitatea Babeș-Bolyai pe bănci și piețe de capital și organizații politice. Două domenii total opuse, dar fac parte din alte pasiuni ale mele și îmi place foarte mult. Și încerc să le țin pe toate. Nu că încerci și reușești, adică voi asta mi-ați demonstrat după această emisiune că reușiți să faceți la intensitate maximă toate activitățile în care vă implicați și nu pot decât să vă bucur, mă bucur și vreau să-mi promiteți că mai veniți în emisiunea mea și îmi aduceți alte titluri, alte premii pe care ați reușit să le cuceriți. Cu siguranță, cu siguranță și sperăm că vor fi și nu încetăm să lucrăm
pentru a putea atinge aceste titluri și rezultate. Mă bucur enorm de mult și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa în această emisiune. Invitații mei din această seară, Denis Dobrani și Darius Dobrani, campioni Bistriței la Go. Mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, vă mulțumesc în mod special și vouă că ne-ați urmărit. Vă doresc un buchet de gânduri bune, un amalgam de sentimente frumoase care să vă cuprindă în această primăvară și marțea viitoare de la ora 20 ne dăm întâlnire la Radio de Bine! Ne place să facem mâncarea ca pe la noi, prin Bistrița Năsăud. Dacă poftești la mâncarea copilăriei tale, din casa de la țară a bunicilor, să ne cauți. Ne găsești în Bistrița, pe pietonalul Liviu Rebreanu, la numărul 16. Comenzi și rezervări la telefon 0745 268 866. Restaurant țărănesc Casa Doamnelor. Mâncare țărănească ca la bunici.